Bună ziua, sunteți gata? Dragi reprezentanți ai presiei, vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Dragi concetățeni, ieri aici, în Parlament, am fost martorii unui spectacol de prost gust. Atunci când această guvernare a adus țara la limita prăpastiei, atunci când guvernul Dodon Filip Chicu își bate joc de oameni sărăcindu-i și care trăiesc la limita disperării, atunci când guvernul Dodon Filip Chicu distrug economia fără să ia măcar o măsură să ajute oamenii de afaceri, atunci când Dodon Filip și Chicu își bat joc de personalul medical care în continuare moare la datorie, atunci când aceștia își bat joc de părinți care sunt impuși să aleagă între locul de muncă prost plătit și supravegherea copilașilor, acest guvern aici, în Parlament, este elogiat și însoțit de aplauze din partea regimului format de socialiști și democrați. Am o întrebare. Pentru ce ați aplaudat voi ieri, voi, socialiștii lui Dodon și democrații lui Filip? Ați aplaudat victimele pandemiei? Ați elogiat falimentul miilor de companii și zecile de mii de oameni care au rămas fără de lucru? Sau ați aplaudat pentru că veteranii sunt bătuți în stradă sau că presa ieri aici era lovită și ținută ostatică? Dragi concetățeni, dragi conaționali, cei care locuiți în țară și peste hotare, mi-ați trimis sute de mesaje cu întrebarea ce va fi mai departe. La ce să ne mai așteptăm? Mulți dintre voi nu mai aveți răbdare și vreți să scăpăm mai repede de acest regim. Dodon, Filip și Chicu, care au adus țara la dezastru și pe mulți la limita sărăciei. Guvernul dezastru, Dodon, Filip, Chicu, nu și-a recapătat legitimitatea, chiar dacă moțiunea de cenzură, din păcate, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Oamenii au la fel de puțină încredere în ei, iar ce s-a întâmplat în ultimele luni nu ne dă nicio speranță că performanța guvernamentală se va schimba. Noi, cei de la Promoldova, nu vom ceda. Vom continua să monitorizăm foarte atent ce face guvernul, pentru că avem de partea noastră cetățenii care își doresc cu totul o altă guvernare. Noi vom continua lupta noastră, deoarece în acest an Moldova are nevoie de un nou președinte și de un nou guvern. Ieri a fost încheiată sesiunea parlamentară. Ați văzut ce mult au lucrat cei de la guvernare, că trebuie să plece în vacanțe mai repede decât e prevăzut termenul legal. Probabil au obosit și se grăbesc să meargă în vacanțe. Deși Parlamentul Republicii Moldova în această sesiune a lucrat cel mai puțin timp din toate sesiunile existente. Și datorită, sau mai bine zis, din cauza pandemiei, dar și din cauza șmecheriilor în activitatea pe care au avut-o. Noi însă, cei de la Promoldova, cu siguranță vom veni și cu alte surprize. Nu vă faceți griji, le găsim noi de lucru și vom chema noi mai repede la lucru decât cred ei. Vom veni cu propuneri pentru agenda cetățenilor, legate de economie, legate de domeniul social, legate de educație, legate mai ales de subiectul economic care chiar deranjează pe foarte mulți oameni care sunt la limita să-și piardă locurile de muncă sau mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă. Și aceste propuneri le vom face pentru o sesiune extraordinară. Sigur că vom căuta în continuare modalitate să scăpăm de acest guvern cât mai repede posibil. O moțiune picată ieri nu înseamnă o bătălie pierdută sau un război pierdut. Noi ne iubim această țară foarte mult ca să o lăsăm pe mâna nebunilor să o mai administreze. Iată de ce. Noi cei din Promoldova vă promitem că lupta abia începe. Că în acest an
Republica Moldova va avea un alt președinte și va avea un alt guvern și va scăpa țara de acest regim instaurat de socialiști, socialiștii lui Dodon și democrații lui Filip, care din luna ianuarie-februarie au adus țara doar prin mijloacele lor și prin măsurile proaste care le-au luat, au adus țara la dezastru. Iată de ce noi nu cedem, vom fi mobilizați în continuare. În următoarea perioadă de timp ne vom deplasa peste tot în țară să vorbim cu oamenii, să căutăm cele mai bune soluții și propuneri pentru ei, ca să revenim aici în plenul Parlamentului mai buni, mai organizați, mai eficienți și, sunt sigur, cu mari rezultate. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă stăm la dispoziție. Vă stau la dispoziție. Relativ la calitate de ministru fi făcut niște fraude acolo. Puteți cel puțin ceva să ne comunicați? În presă au apărut câteva investigații în privința presupuselor privatizări în care a fost implicat. În presă au apărut informații presupuse contracte cu statul prin Agenția Servicii Publice. În presă au apărut câteva investigații și cu privire la alte scheme de afaceri și alte interese materiale și pecuniare pe care dumnealui le-a promovat în calitate de prim-ministru, astfel încălcând legea și din punct de vedere a conflictelor de interese și din punct de vedere a abuzurilor pe care și le-a permis ca prim-ministru. Mi-a atras atenția ieri că toate rezultatele cu care se mândrește prim-ministru, fostul prim-ministru Filip personal, de fapt nu îi se datorează lui, dar se datorează unei echipe a partidului care a stat în spatele acestor rezultate și a muncit pentru ele. Își asumă rezoluția de la ONU, în care personal dumnealui a avut zero contribuție. Ba chiar președintele partidului, Vlad Plahotniuc, inclusiv cu echipa sa de externe, a promovat foarte mult și inclusiv aici în Parlament a fost promovată această rezoluție prin diplomație parlamentară. Și multe, multe alte chestiuni pe care și le asumă și de fapt are zero contribuții. Dar mi-am promis că nu o să mai vorbesc de Filip sau democrați criticându-i pentru precedentă acțiune sau pentru trecut. Noi îi vom critica pentru prezent și pentru faptul că sunt într-o guvernare și sunt în buzunarul lui Dodon, îl susțin pe Dodon și prin guvernarea ineficientă și irresponsabilă au adus țara la dezastru. Întrebați-l pe Filip când mai aveți ocazie să numească un singur rezultat sau o singură performanță a vreunui ministru care a fost delegat de Partidul Democrat în Guvernul Republicii Moldova. Am dat o simplă întrebare ieri în plenul Parlamentului Ministrului Economiei să-mi numească o singură măsură economică cu care a venit să ajute mediul de afaceri. În afară de niște bâlbâieli din loja Guvernului n-am auzit absolut nimic. Și nici nu poate fi, fiindcă dacă ieșiți în stradă și mergeți și vorbiți cu oamenii de afaceri, o să vedeți cum plâng de faptul că trebuie să-și închidă companiile și oamenii să rămână fără locuri de muncă. Vă mulțumesc! Să aveți o zi bună, dragi concetățeni! Așa cum spuneam, ne iubim țara destul de mult ca să o lăsăm pe mâna nebunilor și trădătorilor. Vom lupta în continuare ca acest președinte Dodon, o licuță cât de toate, să plece. Și de asta vă încurajăm să participați alături de noi în campania pornită, lansată de noi, dar în același timp, de fiecare dată, vom monitoriza zi de zi, oră de oră, ce face acest guvern, vom semnala abuzurile și ilegalitățile lor și vom fi și mai înverșunați și mai determinați să luptăm împotriva lor. Și nu este vorba de o luptă politică și nu este vorba de o confruntare politică de dragul politicului. Este vorba de faptul că mii și mii de oameni suferă din cauza acestei guvernări. Oameni care rămân fără locuri de muncă,
care se împrumută cu 100% dobândă ca să supraviețuiască. Copii care nu știu cum o să înceapă școala de la 1 septembrie sau părinți care nu știu ce să facă, să-i supravegheze sau să meargă la locurile de muncă pe care încă le mai au și sunt plătite atât de prost. Și toate măsurile care le ia acest guvern în ultimul timp sunt doar îndreptate pe campania electorală și pentru a-l susține la prezidențiale pe Dodon. Bine spunea un coleg de-al nostru aici în Parlament că acest guvern este altceva decât o echipă, un staff electoral al președintelui Dodon. Încă președinte, o licuțică de toate, dar nu pentru mult timp. Vă mulțumesc foarte mult, succes și o zi bună în continuare.